Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de GTA 5 Mod Showcase alături de Franklin Unde astăzi o să aruncăm o mică privire peste o hartă numită Casa Agentului 007 Am văzut modul acesta acum o săptămână și ceva și fix când l-am văzut am și vrut să fac un episod cu dânsul Adică mă rog cu acest mod și problema este că v-am mai spus eu și prin live stream-uri de fiecare dată când se updatează GTA 5 multiplayer strică treaba cu modurile și trebuie să aștepți în general o săptămână, poate chiar și două săptămâni până când zi să zic se updatează un mod care este necesar pentru a putea moda GTA-ul. De aia nu ați mai văzut mod showcase pentru că treia să apară o săptămână, acum o săptămână și ceva și datorită chestii astea. În fine, am văzut harta aceasta cu casa agentului 007 și mi s-a părut destul de interesantă. Însă, ce nu știa Rafael era că o să ia undeva la 40 de minute ca să instaleze modul acesta nebun. Adică unele moduri sunt pur și simplu prea greu de instalat și prea nu prea greu, dar prea migălos de instalat. Și e, cred că intrarea noastră în casa agentului 007 este pe undeva pe aici, așa că trebuie să a, fiu foarte atent. ce facem, la s-a oprit în mijlocul drumului, ești nebun. Ok. Și e interesant că GTA 5 reușește să mă uimească și după atâția ani, după ce a fost lansat. Se pare că tipul a vrea să se bată cu ceva animal. Ok, e pentru prima dată când văd așa ceva în GTA. Ce n mă face ăla? Asta e puțin, barca, avem o lunetă. Un leopard ceva, o panteră. Am salvat Pantera, băieți. Bun. Deci, pe aici se intră în casa agentului 07, 007, pardon, pentru că normal că este ascunsă casa, doar nu credeți că este la văzul tuturor. Intrăm aici prin acest gard și nici eu nu știu dacă mă duc bine. Pe undeva pe aici, băieți. Aha! Băi, nici naiba nu ghicește că aici e o casă. Deci, e imposibil, nici măcar eu nu pot să intru pe aici. Uite, deci tu, fix pe autostradă, random, într-un gard, tipul ăsta s-a gândit el... Uh... Destul de binișoară să-și facă această căsuță pe aici și imediat ce am ajuns, desigur că a, suntem întâmpinați de o cameră, a, ea ne studiază și după aia ne deschidem ușa, dar noi avem acces ca să facem aici mod showcase-ul 007, alertă, lumini roșii, că Aici este și un mic interfon și am intrat în căsuță. Bun. După care coborâm, căsuța este plasată foarte frumos lângă ceva ocean, uh, trec, trec puțin uh, ierburile acestea prin uh, podea pentru că din păcate nu au uneltele necesare modării aceștia ca să le taie și avem altă cameră care ne întâmpină și ne deschide ușița în primul rând. Dacă v-ați la episoadele mele de muncioc, okay, știți că mie îmi plac foarte mult ușile acestea cu care pot să interacționez. Mi se par foarte tari și uh, mergem și mai departe. E, suntem întâmpinați de un perete foarte mare de geam, unde putem să vedem și patul. Deci casa aceasta este foarte bine ascunsă. Uh, după care, aici s-au spawnat de două ori maș, De fapt s-a spawnat mașina asta de două ori, nu știu exact de ce. Am o mică problemă cu modul. Asta este singura mea uh, problemuță. Pentru că aici trebuia să fie o altă mașină, trebuiau să fie vreo 3 mașini bărci etc. etc. -et -et noi și veți vedea imediat la ce mă refer, dar s-au spunat aici două din păcate. Aici venea una albă, dar am ceva probleme, în fine nu mai contează. Imediat ce intrăm aici în lobby, în sufragerie, cum să numim... Avem ceva ventilator, habar n-am ce o fi asta, aer condiționat, nu știu, băieți, nu mă întrebați. După care aici avem harta din GTA Los Santosului. Stai puțin să dăm și noi ochelari jos. De fiecare dată mi se întâmplă treaba aceasta. Și... vedem orașul principal și noi suntem pe undeva pe... De fapt, nu. A, nu e toată harta. Noi suntem eu undeva pe aici, prin colțul acesta, dar nu e toată harta din nou și nu ne putem vizualiza. După asta stai frumos pe canapea, te uiți la televizor, îmi plac boxele astea cum, pus, cum sunt puse lângă, dacă vrei mănânci o bănănuță și ce mai frumos decât să te uiți pe YouTube și să stai ușor pe scaun și să vezi așa cum vin valurile spre tine. Voi vă imaginați că cineva în lumea asta chiar are o casă ca asta? Imaginează să stai pe scaunul acesta, pe laptop, să auzi valurile cum pleznesc și vine așa spre tine, habana mie, mi se pare incredibil că există case ca asta în viața reală, după care acolo avem un submarin, nu știu dacă e al nostru sau nu, dar nu mai contează și casa aceasta pentru că este agentul 007 are o groază de uși secrete și acesta este un lift, dar încă nu o accesăm. Aici continuăm partea în care eu vă spuneam că modul este stricat, din păcate. deci ce se întâmplă? Aici este o ușă secretă, intri și trebuia să fie jetpack-ul. Știți jetpack-ul de pe GTA, GTA Multiplayer? GTA 5 Multiplayer, că mă bate acum romana, română, mă bat cuvintele. vintele. ei au adăugat un jetpack, un jetpack, un jetpack. Am făcut și un live stream cu el, dacă mai țineți bine minte. Îl iei în spate, zbori și e ca ăla din San Andreas. Nu mai știu exact ce, ce cod era în San Andreas pentru jetpack. Mamă, nu mai țin minte. Îmi sta așa pe limbă, dar nu mai țin minte cuvântul. În fine, sau codul. Și vă și arăt care este problema. Ne ducem în Map Editor, Load Map, XML și scriem vehicules nuke. Și uitați-vă ce se întâmplă, apare Jetpack-ul, dar dispare. Și nu îl pot folosi. Deci aici se presupunea că este acel jetpack și uh, se trage așa foarte frumos uh, acoperișul ca tu să poți să uh, pleci în misiune, să zbori. Și dacă ne dăm la o parte, vezi vedea că se închide. Din nou nu am reușit să uh, îi dau să-mi dau seama care este problema. Am întrebat până și vehicules nukes, era Nuke da, am întrebat și moderul, deci chiar am discutat cu el acolo pe pagina lui unde are modul, aveți și voi link în descriere și l-am întrebat care e problema, și de ce se întâmplă asta? Nu a știut nici dânsul, din păcate, și uh, se mai întâmplă cu încă două sau trei chestii uh, din nou. De fiecare dată când încarc mapa, apar aici mașinile, că de exemplu, dacă mă duc aici și fac așa, dispar și uh, dacă vă uh, arăt Aici apare o mașină albă, vedeți, dar dispare, mașina albă de care vă spuneam, bun, dar am zis și ceva, chiar dacă nu merge cum trebuie modul eu tot o să l prezint, doar mai chimii 40 de minute să-l instalez și nu o să uh, las treaba asta să mă oprească. Sus de tot avem patul cu foarte multe monitoare, foarte multe boxe, uh, garderoba agentului 007 și nu știu ce chestie asta de aici, e o jucărie ceva foarte frumos, stai în pat și ce poate să fie mai normal decât să ai o bazuca deasupra capului. De fapt este un grenade launcher și un pistol foarte frumos. Îmi plac foarte tare casele acestea făcute de modări, mi se pare o chestie extraordinar de bună și chiar și știu că am zis asta de un de ori, dar sper din tot sufletelul acela al meu mic ca GTA 6 să aibă mod suport pentru că dacă ar avea mod suport, ai apăsat doar un buton și s-ar instala modul automat și ar fi super simplu. Bun, aici avem o altă ușă secretă și din nou ne putem duce. De data aceasta aici nu e geam, acolo era geam. Știu că nu vă vine să credeți pentru că era foarte curat, dar era geam și stai pe balcon, habar n-am, nu poți să vezi nimic, dar pur și simplu te uiți la aceste valuri și sunt tare curios cam cum arată zona asta pe timp de noapte. Ia să dăm noi o oră în față, în față, în față. Bă, n-arată rău nici noaptea, să știi. Dar arată mai bine ziua și acum știu că am umplut ecranul cu niște, nu mai știu ce ore. Ok, lăsăm așa, este 15. Este ora 3. Bun, urcăm pe scări. Scările acestea, de faptului că sunt modate, nu prea poți să urci pe ele și Franklin se va chinui puțin. Chiar o să dea și cu capul de vreo scară. După care, aici o altă ușă secretă și era un avion. Deci imaginați-vă un avion. Nu mă credeți că era un avion? Doamne, băieții ăștia, nu mă cred deloc. Deci era Vehicles Nuke. Era acest avion care nu-mi dau seama cineva avionii. Sunt niște avioane modate, cred că din multiplayer. Și cred că de asta nu merg încărcate aici sau apar și după aia dispar. Dar nu știu exact care e problema, dar aici este un avion și ce mi se pare interesant, avion. Pardon, elicopter. N-am vrut să zic avion, elicopter. Nu voi să spamați în comentarii, am greșit, sunt și eu. Ok, voiam să vă zic, ce, care față cu elicopterul acesta este că... Vedeți că de greu, cred că intri cu el, ok, ieși dar de intrat... Trebuie să fii un pilot destul de bun ca să intre aici. Adică trebuie să cobori și cu elicopterul și să te dai spre stânga. Aba n trebuie să fii un pilot bun. Ok. Se deschide ușița, am ieșit de aici, ne-am cărat și desigur dacă încă vă mai uitați la episod, uitați să răsați pe butonul acela de like, să văd niște susținere din partea voastră la seria de mod ok, ca să mai facem și alte episoade, desigur. Uh, mai urcăm scările și nici eu nu mai știu ce e pe aici. Oh, aici, Uu, cum am putut să uit? Nu știu, mi se pare că merge mierele oare, habar, să pe filmare, cred că pe filmare merge bine. Aici este o piscinuță, băieți, și nu orice piscinuță, pentru că dacă ne... God damn! Habar n-aveam, credeam că e o piscină, apare nu e o piscină, e pur și simplu tavanul din apă. Wow, uh, m-am dus la etaj, nu voiam să mă... De fapt, dacă toți suntem la etaj, haideți să vă arăt. Deci aici este etajul, de fapt nu e etajul, e sub solul. Aici din nou trebuia să fie o barca. dar nici eu nu știu cum arată bărcuța aceasta, ia să ne uităm. Mă enervează că nu rămâne scris aici, ce naiva, new map. Nu, trebuia să mă rămână scris. Vehicule sneak. puteam să dau cu copii paste dacă eram inteligent. A, nu e o barcă, e o mașină și mi se pare că e mașina aia din multiplayer care merge pe apă? Sau nu mai știu, sau care zboară? Habar nu am, dar coborai foarte frumos cu ea și zboai zborul sau mergeai pe apă. A, din nou, îmi pare rău pentru că nu merg mașinile acestea și nu pot să le folosesc. N-am ce să fac, nu e vina mea, am încercat, dar nu i-am dat de cap. Bun, și cred că asta este tot, nu, mi se pare că era... Este puțin, nu, era ceva aici, parcă. Mai era vreo ușă pe aici, că nu mai țin minte. A, ah, ba da, uite, era ceva aici. Vedeți că uit mereu chiar s-ar putea să uit să vă arăt o ușă, ok? Uh, deci să nu mă certați, aici este zona secretă a agentului 007 Cu un cal, aici își ține bănunții, uh, bombe, habar nu am ce sunt acestea Sincer să fiu cu voi O altă ușă secretă care ne scoate de aici Avem ceva, o poză cu niște suspecti poate ăla fiul lui Michael? Nu cred Și aici avem un setup de game, ok? Cum am fi să fi făcut și eu... Uh, să fi făcut videoclipurile și în spate să am arme reale. Ha? Cum a fi fost asta? Trei monitoare, așa am și eu, dar nu știu ce n-ai asta. E un simulator de la de jocuri de avioane. Mamă, și ce poți să ai lângă tine decât o, o, o servietă, să zic un safe, o servietă plină de bani. Ok, ca să arăți bani în video și să te dai mare și tare. Deschidem și ușita aceasta și cred că, na, asta este tot, dacă nu mă înșel. Abar n-am. Deci ce era aici? Da, aici era aia pe unde ieșai. Am uitat că deasupra era o piscină. A? Adică eu am crezut că e piscină, dar nu, este pur și simplu un strat de apă. Ba nu, uite mă, e piscină, dar nu știu de ce nu poate sta să nu în ea. Habar nu am, dar voiam să vă arăt asta. Voiam să mă duc aici, să cad așa și să vă arăt cum se duce în jos. Am văzut piscine de genul acesta la hotele în străinătate, cu youtuberi care stau în piscină și Aici este, era o, un jam, știi? Dar le, erau la un... Nu mai știu la cine am văzut, era într-un bloc La un etaj foarte sus Sau la un hotel foarte sus Și se vedea în zona așa tot, tot, oceanul sau... Era pe un nu mă țin minte exact Era știu că era foarte sus și părea destul de periculos în piscina acolo Dar cam acesta este modul Dacă nu mă înșel, haideți să mai aducăm o privire Cam așa arată casa din exterior Foarte frumoasă Personal mi se pare un mod genial Genial, genial și uh, am considerat eu că este destul de bun și că merită să vi-l arăt și vouă Și presupun că de final, hai să vedem dacă are, care e faza cu submarinul acesta Nu cred că este submarinul agentului 007 Habar nu am, nu mi-aduc aminte să fi fost aici Ia să vedem, pot să stau pe el? Habar am cum ne va intri într-un sub... Oh, cred că e submarinul agentului 007 Oh, e doar... Oh, nu e pe bune Oh, ok uh, Oh, e un minigun Oh! Bune, pot să mor în minigun? Na, nu cred. Ar, ar fi destul de tare, dar nu, hai să fim serioși. Și uh, nu știu ce mașină e asta, deci. Cred că este o mașină din uh, multiplayer, corect? Bun, hai să nu mai uh, lărgim noi să o lelăim aici, pentru că probabil va am plictisit. Deci, ce ne e iar, oi? O, bă, Nu cred e nimic aici, nu? Nu vreau să o ratez ceva, pentru că de fiecare dată vă îmi spuneți în comentarii că am ratat nu știu ce. Bun, din nou, vă mulțumesc pentru atenția acordată și dacă vă plăcut de vizionare, nu uitați să butonul de like. Ne vom vedea data viitoare. 爸爸。Bye bye.